despre tine. Ai reclamă timp de 6 luni la 235 de lei cu TVA inclus. Businessul tău se relansează pe zi-de-zi.ro. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Bun găsit tuturor, din nou împreună aici la Dare din TV și normal Sport Plus. În weekendul recent încheiat au avut loc numeroase competiții în Reghin. Noi ne vom axa pe una cu totul și cu totul deosebită și anume cea de-a șaptea ediție a Cupei Sebastiano la culturism, da. Un eveniment transmis în direct de Dare din TV și cu siguranță foarte mulți dintre dumneavoastră ați urmărit pentru că a fost o competiție cu totul și cu totul deosebită, dar pentru a intra în mai multe amănunte, o poveste a acestei manifestări de sâmbătă și nu numai, să vedeți cum se ajunge să organizeze așa ceva de la cap până la final, am invitat-o pe domnișoara Bianca Maria Forgaci. Bună seara și... Bună seara, bine v-am găsit! Așa, bun venit aici în emisiune. Este pentru prima oară în direct și are emoții. Dar cu timpul o să-i treacă. Deja i-au trecut, uitați. Este o atmosferă degajată și cu siguranță subiectul e în măsură să o facă să se simtă cât mai bine. Așadar, Bianca, pentru început, cum s-a desfășurat, să spunem, planul pentru Cupa Sebastiano, ediția 7-a? Deci, planul pentru această ediție, pot să spun că a început chiar de anul trecut, odată cu terminarea celei de-a 6-a ediții, pentru că deja a început să ne gândim cum va fi anul viitor, următoarea ediție, pentru că vrem să tindem tot mai mult spre, să nu zic chiar perfecțiune, dar spre un mod mai... cât mai, mai bine, plăcut mai și mai bine. Da. Știi ce vreau să întreb? Cu siguranță au fost foarte mulți sportivi și sunt foarte multe amănunte de rezolvat. Voi acum, fiind ediția 7-a, da, pe drum le-ați pus așa la punct. Seamănă puțin cu un campionat național deja această Cupa Sebastiano? Pot spune că da, seamănă foarte mult cu un campionat, pentru că totul trebuie stabilit în cel mai mic detaliu. Deci chiar și, pot să zic, de la diploma, care nouă ni se pare, poate la unii, banală, să zic așa un cuvânt. O comanzi la o firmă și gata. Da, poți să zici că o comanzi la o firmă și gata, dar trebuie să ai diploma și atunci trebuie să ai și acel mic detaliu bine stabilit și pus la punct. Să nu îl uiți, de exemplu, să poate să-l uiți sau... Da, sunt chestii care se uită de obicei la unele... Deci și asta este importantă până la urmă, o diplomă care la unii se pare că e un lucru minor. Bun. Și haideți să vedem așa, ca și efort, ca în ce înseamnă să organizezi așa ceva. Nu știu, bănesc, sunt mulți sportivi, e cazare, pe lângă competiția în sine, calendar, tot ceea ce faci, program, tot, cum e? Da, deci efortul, pot să zic, e atât fizic, și psihic, și material este un efort. Psihic, de ce spun? Pentru că trebuie, cum am zis, să stabilești tot în cel mai mic detaliu, să nu, și planul să se desfășoare conform cum ai stabilit. Pe urmă, sportivii, când vin, trebuie totuși să încerci, nu să le asiguri, dar să intru spre o cazare. Exact, să e intru bine, da. Spre o cazare. Pe urmă, înscrierea lor. Deși și chestia asta poate părea că e minoră, dar e destul de complicat. Dacă stăm să ne gândim așa, doar așa, nu trebuie să vezi cât de mult înseamnă înscrierea la tot, începând de la grădiniță și până la facultate, să știu ce. Da. Toate sunt complicate. La toate competiții la fel e complicat. Da, și la competiții poate fi poziunul și mai complicat, pentru că deci stabilești că este o anumită perioadă de înscriere. Se poate să vină în ziua când, înainte de competiție, este cântarul, care te încadrează în o anumită categorie.
se poate ca lumea să vină atunci să se înscrie și deja se modifică totul. Se modifică desfășurătorul și... Absolut alte. Totul. Deci... Apropo, le e teamă, mă scuze așa, le e teamă sportivilor de cântar când vin la o competiție? Normal, sunt... Nu cred că le este teamă, pentru că ei știu foarte bine pentru ce se pregătesc, pentru ce categorie ei se cântăresc mult și în funcție de asta ei văd categoriile care sunt pentru concurs și ei știu unde vor să se încadreze și atunci ei știu ce au de făcut și cum să se pregătească, întrucât pregătirea lor este cu mult timp înainte de o competiție, nu e cu o săptămână sau cu două, este cu câteva luni înainte de o competiție. Bun, acum pentru că ne-ai detaliat, bun, deci sportivii ajung, cazare, vin să se înscrie. În momentul în care vin să se înscrie, are vreo importanță, nu știu, ordinea după aceea în competiție? Cine vine primul e sau cum? Nu, această ordine nu este foarte importantă, cât e categoria la care el la care este. Se încadrează, da? Da, la categoria la care el se încadrează. Asta este important, să fie la categoria lui și numărul de kilograme să fie adecvat. Bun, și... Bănuiesc, e o masă de sportivi de performanță, dar bănuiesc că e așa, merg cam la toate competițiile, pentru că e elita, la urma urmei. Da, sunt care participă la foarte multe, sunt care nu, depinde mai mult de ei. Este mai bine să participi la cât mai multe, prinzi mai multă experiență și vezi unde se axează din ce în ce mai mult arbitri, să zic așa. Bun, pentru că a pomenit de arbitri, Bianca, vom ajunge și la acel moment în care vă va spune, să vedeți, e o competiție în care crezi, 2-3 arbitri acolo, veți vedea, e foarte serios, totul este bine pus la punct. Și încă ceva pentru problemele de început, cântarul fiind determinant pentru fiecare, da. Pot să spui că au venit la această competiție sportivi foarte, foarte buni? Da, au venit și sportivi foarte, foarte buni, care erau foarte bine pregătiți. Și au dat importanță competiției. Au dat importanță, da. Da. Bun. Bianca, acum, momentul în care s-au încheiat pregătirile din acest punct de vedere, da? Bun, au venit, totul s-a pus la punct, ordinea în care intră categoriile fiecăruia. Haideți să ajungem și la arbitri, pentru că mă interesează să vedeți, pentru că sunt personalități în domeniu și nu oricum. Și trebuie să remarcăm ceva, da? Nu am uitat, Gabi, să știi, nu. Deci, domnul Gabi Tonceanu este președintele Federației și este prima competiție pe care a organizat-o din această postură. Prima competiție, apropo de cupa Sebastiano vorbesc, da? Pentru că au fost și campionatele naționale. Vom vorbi și despre acestea, pentru că am avut un mare succes... Forga aceste numele de familie al Bianchei, da? Bun, vă spune ceva acest nume, dar mai târziu. Bun, și să spunem seara cea mare, sâmbătă, da? Sâmbătă a fost, în 28 septembrie, a fost competiția, la ora 10 a fost cântarul de dimineață, la ora 1 a început deschiderea, pot să spun așa, în care am fost onorați de prezența doamnei primar, Precup Maria, pe care mulțumim că ne-a onorat cu prezența. Și a fost... Bănuiesc că și voi, pentru că a fost acolo, nu? I-ați pregătit și dânsei ceva. Da, i-am pregătit o surpriză, pot să spun că o surpriză, sperăm pe placul dânsei, o machetă pentru promovarea sportului reghinean. Într-adevăr, doamna primar este pentru sport și pentru absolut orice manifestare sportivă, niciodată nu refuză, indiferent despre ce este vorba. Bun, și acum, în momentul în care a fost, da, partea mai oficială, să spunem, partea mai oficială, în care au intrat și toți sportivii pe scenă și au făcut... A fost o prezentare, da, o prezentare a sportivilor, a tuturor sportivilor care au participat la această competiție. Pe urmă a fost și prezentarea arbitrilor care... pe care haideți să o facem și noi acum și să nu să trebuie nu, acum a fost transmis de Darin TV, da, acest eveniment, da, bun. Mulțumesc. Și vă mulțumim că ne faceți onoarea să arătăm reghinenilor ceva și cu totul deosebit. Și noi vă mulțumim că ne-ați fost alături de noi. Așa, cu multă plăcere. Da, deci arbitri, haideți să vedem. Brigada de arbitri a fost compusă din Suci Oliviu, care este din Târgu Mureș,
Mureșan Monica din Baia Mare, domnul Neagu Dumitru din Cluj-Napoca, Enuță Dănuț din București și Noge Ianus din Oradea, iar din Târgu Mureș a mai fost domnul Cheteleș Dumitru. Bun, deci practic nume în acest sport, da? Da. Nume de referință. Bun, și acum ce reacție a avut, să spunem, publicul din sală? Așa, știu că ai fost ocupată cu partea de organizare, da. Nu prea a avut timp ea să vadă competiția ca tare, dar așa. Dar impresiile au fost foarte bune, pentru că a fost foarte bine organizat. Totul a decurs bine, în sensul că au intrat participanții și au făcut numărul, ca să spun așa, și a fost plăcut. A fost plăcut. Acum, pentru că, știți, mai avem și publicitate în emisiune, nu? Normal. Trebuie să vă reamintesc. Au fost campionatele naționale la Bistrița, nu de în mult. În 1 septembrie, da. Exact. Și noi avem și un campion național, da? Este vorba despre, și acum o las pe Bianca, pentru că e meritul lor. De Forga Ciorațe Dumitru, care da. Este fratele meu, care a luat locul 1 la campionatul național care s-a desfășurat la Bistrița, la categoria 100 de kilograme. Bun. Încă o dată felicitări, Horațiu, da, asta este. Deci, o familie bine pusă la punct. Și apropo de ce înseamnă un sport, deci eu știu drumul pe care îl parcurge un sportiv să ajungă la un asemenea nivel, îl vom detaila noi în partea a doua emisiune, în care o să rog pe Bianca așa puțin și, nu știu dacă se numește secrete, dar mă rog, niște sfaturi sau amănunte. Bun, bine spus, amănunte. Apropo de nu știu, cum trebuie să te porți, ce trebuie să mănânci, cum trebuie să-ți dozezi, odihnă. Deci, dacă dorești, normal, să ajungi la performanță. Da. Pentru că altfel, știu, foarte multă lume are impresia că, da, e ușor. Da, din sau păcate, merge la sală și asta este a rezolvat totul, da, da, și după aceea merge la un simplu. Știi, eu vreau să fac o paranteză mică. Din păcate, noi, nu mai e printre noi, un prieten foarte bun și un bun solist de muzică populară, la un moment dat, într-un accident săracul, nu mai e, s-a prăpădit, dar mergea la sală și întreba, Ghiță, bine, ce trebuie? Și l-a ajutat atât cât știam eu, foarte amănunte, da? Dar el între timp suna și un pui la rotisor, nu știu ce, știți, tot se dispare. Nu va dispărea. Nu va dispărea. Îmi pare rău, nu va dispărea. Și plus cu puiul la rotisor, cu siguranță nu vei reuși nimic să faci performanță. Nu. Bun. Așadar, un drum foarte, foarte greu urmat. Iată, avem un campion național, fratele Biancăi, Horațiu, dar publicitate și revenim cu amănunte, așa. Da. Poate nu neapărat picante, dar amănunte interesante. Publicitate și revenim. Antrenează-te la un alt nivel cu Legs Ale Gym. Cea mai performantă sală de sport din Reghin te așteaptă cu aparate TechnoGym de ultimă generație, antrenor personal și programe personalizate, saună cu infraroșu și alte facilități premium. Informații suplimentare și programări la telefon 0365 486 886 sau la locația din Parcul Tineretului. Legs Ale Gym. Respect pentru tine! Caută și citește ultimul număr al revistei Reghinul Nostru, prima revistă de atitudine civică și promovare a valorilor locale. Articole exclusive, reportaje concise, portrete ale valorilor locale și interviuri cu personalitățile reghinene. Totul într-un format ușor de citit și cu un design atrăgător.
Revista Reginul nostru se tipărește în 3000 de exemplare, distribuite gratuit, iar articolele pot fi citite și pe www.reginulnostru.ro. Vrei o vacanță de vis? Tu fă-ți bagajele, noi ne ocupăm de restul. Agenția de turism Idea Tour găsește pentru tine cele mai interesante, inedite și exotice vacanțe pe litoral, la munte sau în stațiunile balneoclimaterice. Acum ofertă diversificată de hoteluri de 3, 4 sau 5 stele. Plecări cu zboruri directe din Cluj-Napoca pentru Creta, Zakynthos, Rodos, Antalya și Palma de Mallorca. În plus, noi ne ocupăm ca tu să beneficiezi de programe economice și de lux și îți găsim bilete de avion pentru orice destinație, în orice colț al lumii. Oferim și transport la aeroport. Idea Tour. Reghin, strada Mihai Viteazul, numărul 12. Telefon 0265 512 008. Idea Tour. Ideea ta de vacanță. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Fiecare secundă contează. Spune ce ai văzut. Acțiunea ta poate salva o viață. Dacă ai informații, anunță imediat poliția. Alertă răpire copil este un mecanism național de alertare a populației în cazul răpirii unui copil. Într-o lume a extremelor, o lume tot mai lipsită de liniște sufletească și împăcare, Daregin TV vă propune o emisiune pentru normalitate, o emisiune dedicată comunității maghiare, dar în care ne putem regăsi cu toții. Varușchep, o emisiune pentru comunitate. Emisiune realizată cu sprijinul Larix SRL. Am revenit în direct aici la Sport Plus cu Bianca Maria Forgat și vorbim despre cea de-a șaptea ediție a Cupei Sebastiano la Culturism, desfășurată în weekendul recent încheiat aici în Reghin. Și, bineînțeles, unul dintre, eu știu, nu neapărat promotorii, ci unul dintre exemplele pozitive ale acestui sport este chiar un reghinean, este fratele Biancăi, Horațiu Forgaci, care este campion național la culturism. Înainte de pauza publicitară, spuneam că o voi ruga pe Bianca să descrie puțin așa, eu știu, din experiența, din anii trecuți, apropo de viața unui sportiv care tinde să ajungă la performanța maximă și iată, e într-adevăr campion național cu ceva vreme în urmă. Așa, de copil, ce ți amintești apropo de el? De copil, pot să spun că el s-a apucat de performanță în acest sport, să spun așa, cam de 6 ani, deși el face de la 15 ani culturism, dar de 6 ani tinde spre performanță, unde a și ajuns. Performanța nu se atinge doar că mă duc la sală și ridic 2 greutăți și gata. Nu, este mult mai complicat decât atât. Din exterior este simplu, din interior e mai greu. Pentru că, în primul rând, este vorba de un regim
trebuie să ai un regim de viață, pot să spun, care să te ajute. Nu numai alimentar, nu? Alimentar, bineînțeles că în primul rând alimentar, deci regimul alimentar, care e destul de greu pentru cei care nu au destulă ambiție. Deci trebuie să ai ambiție ca să poți te ții de un regim, pentru că au regimuri foarte stricte, fără sare, fără zahăr, doar carne de pui. Sunt mesele, grele. Da, și mesele trebuie să fie anumită cantitate, la o anumită oră, respectate. Bineînțeles, nu pot să spun de sucuri, nici într-un caz. Deci doar... Rău. Alcool. Nu, deci alcoolul nu. Deci alcoolul nu are ce căuta în regimul unui culturism, unui sportiv, pot să spun, pentru că nu-l duce nicăieri alcoolul. Și... eu știu, antrenamente, bănuiesc că cei care vor rezultate deosebite măresc, eu știu, nu o zi, două, trei, patru, bănuiesc că asta e viața. Mă rog, în funcție și de competiții, știu că e un calendar și, anume. Da, este un calendar în funcție și de competiții, dar și antrenamentele trebuie luate în serios. Deci sunt care se duc și fac, dar nu sunt atenți sau nu ascultă de instructori. Aici e cea mai mare greșeală multora, că nu ascultă de instructori care îți spune fă cu greutate asta, exercițiu în felul următor ca să ai rezultate. Ei cred că dacă pun greutate mare se formează mușchi, dar nu este așa. Este un anumit program, pot să spun, și la sala de forță. Și o progresie, care nu? Pe da, care și o progresie pe care trebuie să o respecti. Dacă nu o respecti, e posibil să te și accidentezi. Mult mai multe sunt implică. Știi, acum mai e ceva, ne lăudăm. Suntem cam așa, cam, da? Puțin orgolioși noi, știi? Și probabil mai greu de acceptat sfaturile, chiar dacă vin din partea unui instructor, un antrenor, nu contează, lasă că știu eu mai bine. Da, este destul de greu și internetul este un factor în viața sportivilor, că citeze pe internet tot felul de idei, pot să spun, și nu toate sunt bune. Bun, iată că am ajuns iarăși la internet. Deci e... cel mai bun lucru, chiar, eu știu, lucru pe care îl trăim, să spunem așa, dar și cel mai mare dușman. Pentru că dacă nu știi cum, dacă nu știi să alegi de acolo ce trebuie, cum trebuie și dacă nu ai echilibru, nu ai făcut nimic. Iarăși, da, ai mers pe partea cealaltă, iarăși ai greșit. Da, așa este. Sunt multe pe internet. Da, și sfaturi greșite, bun. Sau neapărat, poate nu se adaptează și instructorul cu siguranță nu-ți vrea răul. Aici e, și aici de, tocmai instructorul de asta este acolo, este să te ajute, el nu vrea să nu te ajute. Dacă, deci te ajută ca să ajungi unde îți dorești. Și pentru că am înțeles, Horațiu a urmat drumul acesta în ultimii 6 ani și normal să fie mulțumit acum. Nu știu, se simte greutate faptul că, deci totuși mergi la competiție, deja nu prea mai ai timp de altceva, adică nu, știu, nu te saturi de atâta ridicat, adică e totuși efort, e un sport în care extraordinar efort. Da, efortul este foarte mare, dar ceea ce am observat, în special la fratele meu, trebuie să-ți placă foarte mult acest sport și atunci poți să îmbini și munca, un serviciu, un loc de muncă cu acest sport și să participi la competiții. Întrucât participarea la, de exemplu, cum a fost campionatul național, care este destul de mare, trebuie să te pregătești cu multe luni înainte. Chiar, cam cum se desfășoară? Pregătirea lui, să spunem așa, fără secrete, da? Da. Deci, da. Secretele le lăsăm deoparte, dar așa... Foarte intens, cel puțin cu 6 luni minim înainte începe un regim cât mai strict care să-l ajute la competiție. Un sportiv care face acest sport și participă la competiție, nu doar chiar la un campionat național, tot timpul practic este într-o pregătire continuă, să spun așa. Dar, într-o competiție cu el însuși, practic, da, așa, să se convingă permanent că trebuie să urmezi acel drum, da? Tentații există. Da, depinde fiecare ce și-a pus în scop. Contează să-ți pui un scop, să ai un țel, să spui vreau să ajung acolo și să încerci să ajungi din toate puterile unde vrei. Atunci, să vă zic, 6 luni minim ca să ajungă. Bun, și pentru că vorbim de Horațiu și de campionatul național, așa, printre altele, e vorba despre același sport și reghinean de al nostru, da? Campion național, mare lucru.
cum ți s-a părut și campionatul național, cum să povestim, pentru că nu am avut eu cu cine să povestesc și telespectatorii să află așa. Cum a fost acolo, la campionatul național? La campionatul național a fost o competiție foarte mare. Toți vreau să câștige și era așa o atmosferă de... o atmosferă plăcută. Da. Dar toată lumea, cum am spus, vrea să câștige. Deci toată lumea era bună. Se simțea puțină tensiune, apropo, da, de dorința fiecăruia. Da, se simțea puțină tensiune acolo în sală, dar a fost bine. Au fost emoții foarte mari și, cum am spus, pregătirea, cum a fost foarte intensă, trebuie să reziști, în primul rând, la un astfel de sport, să ai energie. Sau... Bun, și dacă telespectatorii au urmărit această cupă, ceilalți, poate și la știri, au aflat, au fost și fete. Da. Te rog, prin prisma sexului frumos și puternic de această dată, să ne spui câte ceva, apropo, amănunte. Noi suntem curioși. De obicei, dacă venea Horațiu, pe el nu puteam să-l întreb. Da. Dar bun, acum profit de situație. Deci, la fete au fost două categorii. A fost culturism feminin și a fost bikini fitness. Da, e ok, de fete. Super, este da. Categoria, da. Da. Culturismul feminin implică, să spun, formarea mai multor mușchi și vizibilitatea lor mai clară decât în cazul fetelor care participă la categoria bikini fitness. Deci și fetele au nevoie de pregătire. Deci nici la ele nu este așa de simplu că se duc la sală și se fac... Bine, acum, în primul rând, o fată merge la sală. Eu glumesc acum, nu sunt răvoitor, da? E doar o glumă. Sunt acele amănunte, celulită, punct, vergi, în fine, nu contează. Cam vor să corecteze puțin din eventuale defecte care apar, eu știu, pe parcurs, mă rog, vârstă, alimentație, stres, mă rog, depinde. Și cred că, în primul rând, fetele vor să arate cât mai bine. Da. Și apoi să vină această poftă de strict, dar se poate face și un sport din asta, nu? Da, probabil pe parcurs... Inițial, da, toate fetele merg pentru a slăbi, să spun așa, sau tonifiere multe din ele. Și pe parcurs își dau seama că se poate face performanță, dacă vor. Dar este și pentru fete foarte greu, că și ele au un regim de viață care trebuie să... Știi ce vreau să întreb? Bine, aici e o controversă. Unii pro, unii contra. Eu sunt pentru mișcare, indiferent ce care face omul, principal să facă, da, începând de la copil. Important. Da, asta e important și pledez întotdeauna în emisiune pentru, nu știu, să trezesc în părinți cel puțin. Hei, opriți-vă, uitați-vă la copiii voștri, uitați cum arată. Sunt foarte mulți obezi, foarte mult, da. Am spus, este un studiu, noi încă tot acolo suntem, încă la modul general, chiar dacă, dar în jurul meu nu e niciun copil supraponderal, nu e adevărat. Lucrurile stau exact așa, studiul e bine fundamentat, dar există și o mică controversă, adică de obicei când spui fată, femeie, te gândești, exact cum spuneam, sexul frumos, nu știu, finețe, așa, în momentul în care sport, sală, mușchi. Unii poate nu sunt de acord așa, sau poate nu. Cum e? Nu vă simțiți, să spunem, așa puțin, să vă deranjeze atitudinea unora? Depinde de persoană și de caracterul său. Deci, dacă îți spune cineva că nu-ți stă bine, de exemplu, îmbrăcat așa sau nu-ți stă bine la o fată cu mușchi, depinde de caracterul său ce acceptă. Pentru că ea, dacă participă la culturism feminin, înseamnă că așa a vrut ea și de asta a ajuns acolo. Corect. Că vrea să facă asta. Deci nu poate să vină X și Y să-i spună, uite cum nu e frumos pentru o fată să fie așa. Dar dacă ea asta vrea să facă și asta îi place, asta o să facă. Și în continuare o să fac. Și vreau să vă spun că cele două participante de la culturism feminin erau foarte mândre și fericite. Deci eu nu le-am văzut să... Afectate de ceva negativ. De ceva, da? Negativ. Bineînțeles, părerea oamenilor tot timpul o să fie pro și contra. Nu o să putem mulțumi niciodată pe toată lumea. Da, aici ai dreptate. Și încă ceva, dacă te simți bine...
în pielea ta, să spunem, da, în felul în care tu trăiești și ai opțiunile tale, e ok. Ceilalți, dacă așa bine, dacă nu, tu trăiești, nu poate trăi nimeni în pielea ta și nici da, tu invers. Bun. Acum, ca și fată, cum ți se par, deci, ca domnișoară, scuze-mă, da? Cum ți se par băieții în momentul în care îi vezi performând la competiție, să spunem, nu neapărat la sală, la competiție, cum îți par? Da. Eu personal îi admir, probabil și din cauza fratelui meu, care, cum v-am spus, din exterior este ușor, din interior este mai greu. Îl văd câte sacrificii face și cât de mult, să zic, se chinuie, dar e greu să ajungi la o performanță. Deci în momentul în care eu îi văd pe scenă și văd, poate că sunt chiar mai tineri, cum a fost și fratele meu, îi admir pentru ceea ce fac și că vor să facă ceva și au tendința de a merge spre mai bun tot timpul. Deci sunt care, de exemplu, au luat poate locul 5, locul 6, nu se lasă, spun că data viitoare, data viitoare vor ajunge mai sus. Și sunt de admirat pentru că vor să facă ceva. Super, da, îmi place felul în care gândești și te exprimi. Apropo de public, de obicei este, cum să spun așa, mai gălăgios, e foarte frumoasă chestia asta. De ce se întâmplă? Cam din cine e format publicul la asemenea competiții? Publicul este format din tineret, ca să spun așa, și din ce apropiați celor de pe scenă. Vin foarte mulți prieteni. Prieteni, familie, familie, foarte mulți. Atunci toată lumea este foarte entuziasmată, publicul aplaudă, strigă, deci o atmosferă caldă. E o atmosferă foarte caldă. Aha, bun, bun, frumos. Noi, normal, am vorbit acum puțin și despre performanța lui Horațiu, pentru că e una notabilă, campion național, da, la culturism, și puțin despre campionatele naționale, dar în ultima parte a emisiunii vom reveni la Cupa Sebastiano să vă prezinte Bianca și câștigătorii, să vedem apoi cu ce impresii au plecat, lumea, cum s-a simțit și eu știu, să vedem. Poate facem noi aici în direct planuri pentru ediția viitoare. Apropo, pentru că nu, va veni și ediția cu numărul 8. Publicitate și revenim. Norden Lor vă așteaptă în depozitul amenajat recent pe strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Aici găsiți obiecte sanitare, materiale electrice și întreaga gamă de șuruburi. Toate sub același acoperiș. Norden Lor asigură transport gratuit în Reghin și în împrejurimi. Prețuri fără concurență. Strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Norden Lor vă așteaptă cu o gamă largă de produse, materiale de construcții, materiale de izolații și hidroizolații, sisteme de acoperișuri, cherestea rășinoase, materiale pentru finisaje, sisteme de cărămizi, BCA și vopsele lavabile. Norden Lor, strada Pandurilor numărul 136 și strada Gurghiului numărul 63. Accesează zilnic reghinulnostru.ro și citește articole exclusive, reportaje concise, portrete ale valorilor locale și interviuri cu personalitățile reghinene. De acum ai zilnic pe site articole noi, iar lunar poți citi unul din cele 3000 de exemplare distribuite gratuit în tot orașul. Citește Reghinul Nostru, prima revistă de atitudine civică și promovarea valorilor locale. Relans acum business-ul pe site-ul zi-de-zi.ro. Promovează-ți afacerea, oricât de mică îți este. Pe zi de zi, 10.000 de oameni vor afla despre tine. Ai reclamă timp de 6 luni la 235 de lei cu TVA inclus. Business-ul tău se relansează pe zi-de-zi.ro.
Zile și nopți te scoate din casă. Fii acolo unde se desfășoară cele mai tari concerte, party-uri și evenimente. Află tot ce te interesează despre cele mai căutate locații din orașul tău. Baruri, cluburi, cafenele, restaurante, hoteluri și nu numai. Zile și nopți, împreună dăm viață orașului. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Cei dragi lăsați cum bun rămas, atunci uitate tot ce ai și cântecul de acasă. Dacă-i uitați pe toți cei dragi lăsați cum bun rămas, atunci uitate tot ce ai și cântecul de acasă. Viața e ca un joc de șah, ca o tablă de șah. Sunt Ovidiu Ilisan și vă aștept să discutăm despre oameni, cu oameni, despre viață și despre toate. Toate care ne interesează, toate care ne privesc, toate care ne frământă. Emisiune realizată cu sprijinul companiilor Gliga. Am revenit în direct, ultima parte a emisiunii Sport Plus, aici la Dareghin TV, cu Cupa Sebastiano, ediția cu numărul 7 și Bianca Maria Forgaci, apropo de amănunte, despre această competiție, despre felul în care trebuie să privim acest sport. La urma urmei, este foarte multă muncă și foarte multă ambiție și nu este așa un lucru foarte facil pentru nimeni, absolut. Bianca, acum, pentru că am văzut și felul în care campionul nostru național, Horațiu, fratele ei, se pregătește pentru o competiție majoră și felul în care reușește să ajungă la o asemenea performanță, un sportiv, dacă dorește, normal, cu foarte multă ambiție, am văzut că există chiar și fete care fac, a fost și în competiție aici la noi, haideți să prezentăm telespectatorilor categoriile și primii trei așa la fiecare, să vândă lumea că într-adevăr nu doar noi am povestit, dar să știți că au fost și ce fel de premii au primit, cam cum s-a desfășurat. Da. Deci, ca și categorii, am avut 6. Deci categoria 70 de kilograme, 80 de kilograme, 90 de kilograme, plus 90, culturism feminin și bikini fitness. Bun. Acestea au fost cele 6 categorii. Da, cele 6 categorii. Ca și premii, au fost atât premii în bani, cât și suplimente nutritive de la firmele care au acest profil și, bineînțeles, cupe și medalii. Medalii. Bun. Bun. Acum, sumele în bani nu le spunem.
substanțiale, cu siguranță, deci frumoase, sume frumoase. De aceea să organizezi o asemenea competiție, și în asta constă greutatea. Da, nu? După cum am spus, este psihic, fizic și material. Și material, și nu este chiar așa de la îndemâna oricui. Da. Bun. Ne-am avut și sprijinul Consiliului Local și al primăriei în... Bun. Ce spuneam la începutul emisiunii, da? Când e vorba despre sport, da, se implică. Deci și Consiliul Local și doamna primar, da, da, și primăria. Bun. Și mulțumim pe această cale. Așa, bun. Deci mulțumirile v-au fost adresate. Și acum haideți să vedem câștigătorii. Deci, am să vă spun câștigătorii și prin asta o să vedeți că au fost din multe localități din România. Deci nu au fost doar din apropiere. Perfect, chiar te rog. Deci la categoria 70 de kilograme, locul 3 a fost ocupat de Cizdeian Alex, care e din Brașov, locul 2 Cosma Ovidiu de la Baia Mare și locul 1 Cojocar Tăuț din Cluj. Bun, până aici e bun, e clar, răspândit. Și foarte răspândit. Da. La categoria 80 de kilograme, locul 3 a fost ocupat de Văsut Sebastian din Cluj, locul 2 de Berciu Cristian, tot de la Cluj. Locul 1 de Ștefan Cristian, de la Sfântul Gheorghe. Bun. Uite că e din ce în ce mai răspunde. Da. Apoi a fost categoria Bikini Fitness la fete, la care locul 3 a fost ocupat de Conțiu Cristina, de la Baia Mare. Somcuțean Anca, tot de la Baia Mare, a ocupat locul 2, iar pe locul 1 a fost din Constanța, Diana Pivniceru. Ah, din Constanța. Bun, deci da. E clar, național. Deci... Acum, aici la bikini vreau numai să te întreb oricâtă... Deci, e doar o denumire de probă. Da. În ce consta? Deci, practic, haideți, așa, cam ce consta bikini asta? Deci, mai mult în tonifierea organismului, adică să nu se vadă mușchii ca la culturism feminin. Aha. E doar o tonifiere a mușchilor, deci să nu Aha. fie, cum spuneați dumneavoastră, da. Celulită. Și așa, atât. Da. Deci pentru a arăta cât mai... Da, okay, cât da. Mai bine, da. Deci Bun. Să nu iasă mușchii foarte mult în evidență. Mult în evidență. Deci să că zicem să fie un corp normal, dar foarte bine proporționat. Da. Și tonifiat. Este o diferență între fiera mușchiului și practic culturismul în sine. Da, 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 am înțeles. Doamnele, domnișoarele, știu cu siguranță despre ce vorbește Bianca. Pentru un bărbat e puțin mai dificil. Da, bun, da. Te rog, continuăm. Pe urmă a urmat categoria 90 de kilograme, la care locul 3 a fost ocupat de Gra Nicolae de la Baia Mare, locul 2 de Vadaș Cioba din Oradea, iar pe locul 1 a fost Mateșan Bogdan din Oradea, pe care îl felicităm pentru că a luat și Open-ul. A luat și Open-ul. Da. Bun, deci am pușcat doi iepuri deodată, da? Da. Bun. Apoi a urmat culturismul feminin, la care s-au prezentat două fete, la care locul 2 a fost ocupat de Roșca Cristina din Oradea, iar locul 1 a fost ocupat de Palecean Judith de la Târgu Mureș. Eu din ce mă amintesc, apropo de Judith din jurnal, da, face de foarte mult timp. Da, deci da. Asta trebuie să faci mult timp ca să ajungi la o performanță. Deci și nu, la fete, pac, am nu plecat, se poate gata, că... sunt campion mondial, nu da. Există așa ceva. Mă nu? Duc la sală 2 luni și mă duc și la campionat, ca să văd dacă am șanse. Deci am nu, înțeles, e necesar câteva luni, câțiva ani ca să ajungi la un campion. Bun, bun. Așa, mai departe. Așa. Pe urmă a urmat categoria 90 de kilograme plus, la care locul 3 a fost ocupat de Ionuț Tămășan din Baia Mare, locul 2 din Brașov, Mihai Țăremus, iar pe locul 1 din Satu Mare, Sergiu Sabău. Și după cum am mai spus, a fost categoria Open, la care dintre cele patru categorii 70, 80, 90, 90 plus, participă locul 1. Deci, practic, dintre cei mai buni, se alege cel mai bun dintre cei mai buni. Da. Știi aici, da, și a câștigat, da, să-l repetăm. Mateșan Bogdan din Oradea. Din Oradea. Știi eu ce, cum să spun așa, nu neapărat că nu înțeleg, pentru că e clar care e cel mai bun la categoria lui. Așa, când mă gândesc, totuși unul poate arăta perfect și la 70 de kilograme, bun. Dar parcă, așa e puțin, e doar o impresie, nu înseamnă că e ok, da. Dar așa mă gândesc, dar sunt greutăți diferite și de obicei sunt obișnuit fiecare, nu poți un țânțar cu un elefant, da. Știi ceva nu, de genul ăsta? Nu este asta. Neapărat deci, despre greutate. Lumea, într-adevăr, publicul în general exact. Are tendința de a... De aceea am și ridicat problema așa, da. Are tendința de a vedea, cum ziceți, nu asta, 70 kg, luăm 90 de kg plus.
Absolut, 90 de kg plus înseamnă că este mai mare, cel puțin vizibil, exact, decât cel de la 70. Dar nu contează doar greutatea sau faptul că îi vedem noi mari. Arbitrii au un calcul mult mai multe. În primul rând, formatul mușchilor, ca să spun așa, poate nu folosesc chiar limbajul lor. Da, dar e ok, da, dar e pentru structura organismului, da, modul în care mușchiul este în evidență. Degeaba are greutate dacă nu se vede bine o anumită grupă de mușchi. Da. Și se vede la cel de 70 de kilograme. Deci nu e neapărat greutatea. După cum am văzut, și Bogdan nu a fost de la 90 plus. Aha. Nu a fost, deci și totuși au luat open. Știi, apropo de... sunt foarte... eu știu, foarte mediatizate pătrățelele la bărbați, acum da, fac chiar și la... Așa. Și am văzut, începând inclusiv fotbaliști, dă tricoul jos, se văd pătrățele, dar acum ca și o glumă, deși nu e glumă, ci e realitate, mai nou există implanturi și cu pătrățele, deci nu știu cum să spun, deci eu am fost șocat prima dată când am... Dar totuși există, da. Acum sunt și eu șocată. Da. Implanturi cu pătrățele, da, într-adevăr, pentru cine dorește. Nu e de recomandat, nu e vorba aici, sunt lucruri serioase, nu, dar există chiar și așa ceva, deci omul permanent, iarăși internetul, e bun? Și nu e bun, și pro și contra. Așa, bun. Deci au fost, acestea au fost categoriile și câștigătorii. La final, așa, din ce, cum ți s-au părut concurenții? Ce impresie au avut la final? Concurenții, din punctul meu de vedere și din impresia celorlalți care, publicul, să spun așa, da, au fost mulțumiți, pot să spun chiar foarte mulțumiți. Deci nu a fost niciun comentariu răutăcios, că nu a fost corect sau nu a fost bine sau trebuia altcineva. Deci a fost chiar foarte bine organiza concursul și premiile tot așa. Da, și oamenii au fost mulțumiți. Au fost mulțumiți, chiar și participanți. Deci să zic că locul 2 a fost mulțumit de locul 2. Deci nu au fost obiecții din punctul ăsta de vedere. Bun. Și acum concluzie de final, așa, pentru anul. Bine, știu că nu așa se pune problema, dar încercăm mai mult. Anul acesta a fost aproape 50, da? Da, aproape, da, 50. Bun. Se poate îmbunătății, să zicem, punctul de vedere al sportivului de la un an la celălalt, poți să evoluezi mai mult, tu să arăți mai bine anul viitor față de anul acesta? Pot să evoluez mai bine prin ambiție, în primul rând, prin ambiție și prin practicarea sportului, dar nu prin alte metode sau... Da, ceea ce din păcate știm că există, iarăși, da, evoluția omului e așa cum e, și exemplele negative le luăm. Întotdeauna eu m-am învățat de copil, există acest deget, da? Și trebuie să te oprești la un moment dat, da? Și să ai echilibru în tot, da, ceea ce faci. Bun. Și bineînțeles, un sportiv serios nu se lasă vrăjit de victorii facile, da? Ca să spunem așa. Da. Deci se pot umfla foarte ușor toate. Bun. Acum, spre final de ediție, așa, deci povestim. Ar mai avem timp, dar așa, în timp. Eu aș vrea să te întreb, să spunem pentru cei care au văzut și au plăcut. Există probabil neapărat copil, există tânăr, pentru că e parcă o vârstă propice de la care se poate merge, ca să nu se deformeze corpul. Da. Am văzut. Știi, înainte de a detaia la chestiile astea, vreau să te întreb, cum ți s-a părut? Mai ții minte filmulețele acelea cu cei doi băieței, da, în Italia, da? De cum ți se par? Nu mi se pare corect, în primul rând, pentru metabolismul copiilor. Deci, acest sport trebuie practicat de o anumită vârstă. De la ce anumită vârstă poți să pornești în acest sport, îți poate spune un medic. În momentul în care medicul îți dă ok-ul, poți să te apuci de sport. Și atunci vei ajunge la performanță. Deci, aviz amatorilor, medicul e cel mai bine să-l consulți înainte de a merge la sală. Vorbesc în prisma celor mai tineri, să spun așa. Da. Deci, de la 14-15 ani, să meargă la medic ca să vadă. Uite, vezi, mie mi-a plăcut chiar și unele amănunte. Am observat, există tot felul de jocuri, chiar și în parc, în centru erau puse, și există o limită de... Nu lăsau, în momentul în care l-au amplasat și în alte locuri în țară am văzut, jocurile care imită ceva, da, mișcare de la sală, da, nu erau lăsați decât de la o anumită vârstă și era placă de la
atâția ani sus. Da, pentru că sus, le poate afecta organismul. Exact, bun. Și deci copilul este în creștere, nu poți să... Da, și nu poți să-l forțezi acolo. Nu poți să-l forțezi. Da, de aceea, totuși, îmi vin în minte și unele amănunte apropo de acel copil cu câinii, cu nu știu ce, dar totuși cineva matur trebuie să fie lângă el și să aibă grijă de... Din păcate, nu întotdeauna se întâmplă asta. Da. Bun. Și acei copii, exemplu cel mai negativ cu putință, dacă nu e prea literal spus, dar îl nenorocește. Eu, cel puțin, asta e cuvântul pe care îl găsesc. Poate merge și ridică greutate care nu e indicată pentru el și poate întinde ligamentele sau se poate răni și nu se mai dezvoltă. Da. Deci nu este indicat. Procesul de creștere, trebuie, nu? Trebuie prima dată medicul să-ți dea ok-ul că poți să mergi să faci. Bun. Deci e clar, nu faceți după ureche. Nu e un sport în care se merge după ureche. Și apropo de ce spunea Bianca, instructorul este vital în ceea ce faci la sală. Da. Bun. Dar dacă cineva totuși dorește să meargă la sală, haideți să începem cu fetele. Dacă o fată dorește să facă, am văzut sunt cele două categorii, mă rog, în fine, da, vrea să meargă la sală, să spune, vrea să facă, să meargă spre bikini, da, acel, da, sau spre culturist. Cam ce trebuie să facă? Păi, în primul rând, să meargă la sală, dar acolo să caute instructorul sau instructoarea, după caz. Deci este foarte important instructorul și să-i spui ceea ce vrei de fapt. Vrei să slăbești, vrei să te tonifie sau unde vrei să ajungi. Și atunci el îți va stabili un program, îți va da și un regim alimentar, după care să te pregătești. Îți va spune el ceea ce trebuie să faci la sală, cum să faci exercițiile, ce greutăți să ridici, ceea ce e indicat pentru tine. Nu mergi să faci de capul tău nimic în sală. Chiar dacă ești fată, chiar dacă ești băiat sau oricât de încrezător ești în tine. Pentru asta este un instructor în sală. Ca să te ajute pe tine până la urmă, ca să ajungi unde vrei. Poți să mergi să faci foarte multe luni după capul tău și o să vezi că nu ai rezultat. Dacă faci o lună, după cum spune instructorul, o să ai imediat rezultate. Da. Rezultat. Bun. Deci cam asta trebuie să facă. Bine, și în momentul în care vrea să facă performanță, eu știu, vrea să facă neapărat culturism, apropo de o fată, la fel, instructor. Da, instructorul îi va schimba programul în așa fel încât să ajungă la performanța unde vrea, deci culturism, cum am spus dumneavoastră. Bun. Și în cazul băieților e cam aceeași regulă, să spunem? Da, cam aceeași regulă. Trebuie deci în primul rând vorbit cu instructorul și spus ceea ce vrei. Și pe această cale îi invit pe toți să practice un sport, chiar dacă culturist sau fitness sau nu, dar să practice un sport. Să practice un sport. Deci, practic, dacă cineva e interesat, fată, băiat, nu contează, nu are nici măcar vârsta nu contează la urma urmei pentru a te simți bine, nu trebuie neapărat performanță. Da. Nu înseamnă că gata, am mers la sală și e și doar sală, performant. De asemenea, sală nu înseamnă doar că te duci și ridici greutăți. Ai biciclete, ai aparatură performantă, am observat. Deci au dispărut anii aceia cu din fier improvizat și nu. Totul este și riscul de accidente este foarte, foarte redus. Deci, este probabil redus, dar tot așa trebuie totul să asculți exact de un instructor. Depinde, iarăși, ajungem la acel element vital în cazul acestui sport. Instructorul sau cel care te supraveghează acolo, pentru că altfel s-ar putea să ai probleme. Da, și bineînțeles și aparatele până la urmă au rostul lor și ele trebuie să fie de calitate, să spun așa. Da, și în cele din urmă, în sălile din Reghin și cel puțin în sala pe care o frecventează. Da, și în clubul sportiv Sebastianu are o sală cu utilaje performante. Aparatură sportivă performantă, să luăm și condiții deosebite în care se pot pregăti, este foarte ușor pentru toată lumea. Așadar, dacă doriți, sunteți așteptați acolo la sală. Cu mare drag. Așa, bun. Bianca a încercat să ne pună în temă cât mai mult și astăzi am înțeles mai mult și din punctul de vedere al fetelor cam cum stă cu acest sport, pentru că la băieți am văzut Horațiu e campion național, bun, știm cam ce trebuie. Ea ne-a descris puțin și mai așa în amănunt cât efort trebuie să depui. Deci, pentru sănătatea dumneavoastră nu e niciun fel de problemă. Consultați un medic, prima dată, da. Pentru cei mai tineri. Pentru cei mai tineri, da. Pentru că ei sunt în creștere și e necesar. Exact, exact. Iar la sală, instructorul, e și normal. Instructorul. Bun.
Cupa Sebastiano, ediția a 7-a. Despre aceasta am vorbit la Culturism cu Bianca Maria Forgaci. Mulțumesc foarte, foarte mult pentru faptul că ai acceptat invitația și că ne-ai... uite, au mai fost emoții acum, la această oră? Nu. Hey, vedeți, au trecut și emoțiile pentru că a vorbit despre ceea ce îi place, ceea ce știe și, într-adevăr, îți trebuie ambiție. Da, foarte. Viață ordonată și ambiție. Se respectă reguli și durează ani până ajungi la performanță. Dar și când ajungi, este cu totul și cu totul altă poveste. Da. Încă o dată mulțumesc. Mulțumesc și eu pentru invitație. Și dumneavoastră pentru faptul că ne-ați urmărit. Iar până la o nouă întâlnire aici la Sport Plus, numai bine!